Bine v-am găsit, urmăriți Global Weekend. Vă propun să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției. După luni de întârziere, Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat ajutorul militar pentru Ucraina de aproximativ 61 de miliarde de dolari. PSD și PNL vor avea un candidat comun pentru primăria capitalei, a dat asigurări premierul. În continuare este vorba despre medicul Cârstoiu. O decizie finală însă va fi luată luni după ședința coaliției. Klaus Iohannis va merge mâine în Coreea de Sud. Președintele va discuta despre posibilitatea ca România să cumpere noi echipamente militare de producție coreană. Două elicoptere ale forțelor japoneze s-au prăbușit în Oceanul Pacific. Aparatele de zbor s-ar fi ciocnit în timpul unui zbor de antrenament pe timp de noapte. Pachetul financiar de 61 de miliarde de dolari care va fi dat Ucrainei de către Statele Unite este o mult așteptată gură de oxigen în războiul cu Rusia. În ultima vreme, situația pe frontul din estul și sudul Ucrainei nu este favorabilă armatei Kievului, care nu mai are muniție și armament în cantități suficiente. Pentru Ucraina și pentru președintele Volodymyr Zelensky, banii dați sub formă de împrumut de către Washington vor permite o mai bună apărare în fața bombardamentelor Rusiei, oprirea înaintării armatelor Moscovei și poate chiar și o nouă contraofensivă. America від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для усіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни. Війни, яку Путін повинен програти. Votul din Camera Reprezentanților trebuie urmat de un altul în Senatul de la Washington, probabil zilele următoare, și apoi documentul ajunge la președintele american Joe Biden, susținător al ajutorului pentru Ucraina. El spune că ceea ce se întâmplă acum demonstrează rolul de lider mondial al Americii. Îndemn Senatul să îmi trimite rapid acest pachet de măsuri, astfel încât să îl pot promulga și să putem trimite rapid arme și echipamente în Ucraina pentru a răspunde nevoilor urgente de pe câmpul de luptă, transmite președintele Biden. Și președintele Consiliului European, Charles Michel, a salutat votul din Camera Reprezentanților, spunând că în acest fel este arătat sprijinul pentru Ucraina și poporul său. Iar șeful NATO, Jens Stoltenberg, spune că susținerea Kievului întărește securitatea tuturor în Europa și America de Nord. Vacanțele în Bulgaria vor fi mai scumpe anul acesta. Informația vine cu puțin timp înainte de începerea sezonului turistic din luna mai. Cu cât se scumpesc, vă spun imediat. Coaliția va tranșa luni candidatura lui Cătălin Cârstoiu la primăria capitalei. Medicul se confruntă cu acuzații după ce presa a relatat că ar fi trimis pacienți de la spitalul de stat la clinica privată a soției sale. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a insistat că alianța de guvernare va susține un candidat unic pentru primăria capitalei, fără a preciza dacă medicul Cătălin Cârstoiu va rămâne eligibil și după ședința coaliției. Candidatul în acest moment este Cătălin Cârstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliție, am vorbit prin pe WhatsApp. Dumneavoastră personal ați fi de acord ca alianța PNL-PSD să nu mai propună niciun candidat la... Doamne, este exclus primărie. Acel... Ce vă pot spune cu certitudine? Alianța PSD și PNL la primăria generală a capitalei va avea un candidat unic. Liderul PSD a ironizat cele mai recente declarații ale partenerului său de coaliție, care a lăsat de înțeles că liberalii sunt pregătiți să-și susțină un candidat propriu. Avem varianta planul B, avem planul C. Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac. Dar, dacă va fi nevoie, PNL, într-o situație de extremă urgență, ca să folosesc această sintagmă, va avea propriul candidat. Nicolae, că vorbea despre planul B și planul C în cazul în care... Și eu am vorbit foarte mult despre planul D.
De altfel, liberalii au precizat anterior că nu-i vor acorda o susținere necondiționată medicului Cătălin Cârstoiu, acuzat în 2020 de corpul de control al premierului de incompatibilitate, pentru că a fost manager la stat și concomitent medic la propria clinică privată. Coaliția pe Cătălin Cârstoiu, indiferent de ce va spune în conferința de presă, pe dezvăluiri? Acum, nu ne aruncăm cu capul în zid fără să vedem care este finalul acestei conferințe. În conferința de presă, invocată de liderul PNL și cerută insistent de liderul PSD, Cătălin Cârstoiu a respins acuzațiile de incompatibilitate și s-a prevalat de jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care l-ar exonera de orice suspiciune. Atât Cârstoiu, cât și președintele PSD au invocat tăcerea Agenției Naționale de Integritate în această speță, instituție care, până în acest moment, nu a comunicat informații privind starea de incompatibilitate a medicului Cârstoiu. Am înțeles, a fost la o clinică. Da, lucrurile acestea o să le lămurim în cadrul coaliției. Eu n-am văzut ceva, o decizie la domnul Cârstoiu. N-am văzut-o. Dacă ANI are document, să rezolve. Să trimite toată, să închidă cercetările sau nu știu ce au avut. Corp de control, nu mă depășește. Opinia mea este că nici eu, nici presa, ci doar o instituție poate să emită un raport care să constate acest lucru, adică Agenția Națională de Integritate. Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru primăria Capitalei este 30 aprilie. Până în acest moment și-au anunțat candidaturile actualul primar Nicu Șordan, Cristian Popescu Piedone din partea PUSL și Mihai Enache de la AUR. Un sondaj de opinie lansat astăzi arată că actualul primar al Capitalei, Nicu Șordan, ar fi votat de 46,1% dintre bucureșteni dacă alegerile locale ar avea loc duminica viitoare. Mai multe detalii ne oferă colega mea, Felicia Macaleț. Bun găsit, Felicia! Ce reiese din sondaj și, până la urmă, cu cine ar vota bucureștenii dacă ar merge la vot duminica viitoare? Sondajul apare cu o zi înainte ca liderii coaliției PSD-PNL să se întâlnească și să decidă definitiv dacă îl susțin în continuare pe Cătălin Cârstoiu la primăria generală. Mai mult, în acest sondaj, datele arată că Nicu Șordan este favorit în cursa pentru postul de primar general cu peste 46% dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Cristian Popescu Piedone s-ar afla pe locul al doilea, la o distanță de 5%, în timp ce candidatul PSD-PNL Cătălin Cârstoiu ar lua puțin peste 10%. Dacă vorbim de partide, Alianța PSD-PNL este pe primul loc la intenția de vot, urmează Alianța Dreapta Unită și pe locul 3, Partidul AUR. În același timp, sondajul arată că dacă duminica viitoare ar fi alegeri, 68,6% dintre respondenți au spus că vor participa la vot. Să ne amintim și de câteva sondaje anterioare. Acestea au fost realizate de către Sociopol și Atlas Intel. Atunci Nicu Șordan era pe primul loc cu 37% și respectiv 34%. Aceste două sondaje au fost făcute la începutul lunii aprilie și la finalul lunii martie. De asemenea, însă, a fost făcut și un sondaj de către Avangard. Atunci Cristian Popescu Piedone era plasat pe locul întâi cu peste 40%, mai exact 42% dintre votanți l-ar fi ales pe Cristian Popescu Piedone în calitate de primar general, iar Nicu Șordan s-ar fi clasat pe locul 2 cu 30%. Acest sondaj a fost realizat la finalul lunii martie. Așadar, rămâne de văzut și în continuare, după ce se reîntâlnesc liderii coaliției, dacă vom avea acest candidat comun, Cătălin Cârstoiu, pentru cursa la primăria generală.
Mulțumesc, continuăm. Klaus Iohannis începe luni o vizită în Coreea de Sud, una în care se va discuta inclusiv despre programul de înzestrare a armatei României. Coreea de Sud este cunoscută pentru producția industrială de armament. Jurnalistul Vitalie Cojocari este în Coreea de Sud și ne spune care ar putea fi primele achiziții de armament pe care România le-ar face din această țară. Bun găsit din Seul, din Coreea de Sud, unde va începe de luni o vizită oficială a președintelui Klaus Iohannis. Vizita aceasta oficială este prilejuită în primul rând de relația diplomatică foarte bună pe care România o are cu această țară asiatică. Acum 16 ani a fost semnat un parteneriat strategic, prin urmare administrația prezidențială vrea să îl continue. În plus, România se află în Coreea de Sud la cumpărături. La cumpărături militare, să nu uităm, țara noastră nu a reușit să achiziționeze echipament militar, muniție în valoare de până la 2,5% din PIB, așa că va căuta să cumpere din Coreea de Sud armament militar și muniție. Să nu uităm, această țară are una dintre cele mai militarizate granițe, vorbesc de granița de nord. În acest moment este în desfășurare o licitație prin care s-ar achiziționa o buziere, iar în licitația respectivă ultima companie rămasă este din Coreea de Sud, așa, dar sunt mari șanse ca această țară să livreze 54 de buziere fabricate aici, pe care România să le, cu care România să-și înzestreze armata. Valoarea contractului este destul de mare, de 750 de milioane de dolari. În plus, în România ar urma să fie construită o fabrică unde ar putea să fie asamblate obuzierele respective și, de asemenea, va fi oferită și mentenanța pentru echipamentele militare care ar urma să fie achiziționate din Coreea de Sud, dar și muniție ar urma să fie achiziționată din această țară. România ar cumpăra pentru prima dată armament din Coreea de Sud, însă țara respectivă a livrat deja pentru alte 6 state europene, de pildă pentru Polonia. Noi rămânem în Seul pentru a vă transmite și alte informații în următoarele jurnale Euronews România. Surse din cadrul serviciilor secrete din Ucraina susțin că partidul prorus AUR pregătește o campanie de dezinformare, subliniază presa de la Kiev. Alianța pentru Unirea Românilor ar intenționa să organizeze acțiuni anti-ucrainene și intenționează să creeze impresia că etnicii români din Ucraina sunt asupriți. Mai mult, serviciile ucrainene precizează că reprezentanții AUR poartă discuții cu preoți din mai multe regiuni ucrainene din apropierea României, cum ar fi Cernăuți, Zacarpatia sau Odessa, pentru organizarea campaniei. În același timp, o campanie similară este desfășurată de un partid bulgar din Odessa. Liderul AUR a răspuns acuzațiilor. Niște aberații, niște minciuni, nu suntem nici proruși și nici pro-ucrainieni și felul în care serviciile de informații, continuatorii GRU din Uniunea Sovietică aleg să se implice în lupta politică este absolut penibil. Ca de multe alte dăți, cerem și noi niște dovezi. De ce credeți că sunteți considerat un partid pro-rus în spațiul public? Pentru că am cerut ca românii să aibă acces prioritar la portul Constanța, pentru că am cerut să nu mai intre cereale din Ucraina să inunde piața din România, pentru că am vrut să punem România pe primul loc, nu alte state. Compania Gabriel Resources a deschis mai multe procese împotriva autorităților române prin care contestă sechestrul pus pe acțiunile companiei Roșia Montană Gold Corporation. Detalii imediat în jurnal. Nu mai este mult și începe vacanța de primăvară pentru elevi. Este și ultima din acest an școlar înainte să înceapă vacanța de vară. Va dura puțin peste 2 săptămâni din cauza zilelor libere de 1 mai și de Paște. Colega mea Ioana Nicolescu vine cu mai multe detalii.
Bun găsit! Elevii mai au doar o săptămână din penultimul modul de învățare, după care intră în vacanța de primăvară. Aceasta începe în data de 27 aprilie și se termină pe 7 mai. Urmează cel de-al cincilea modul de învățare, care este și ultimul din acest an școlar, în perioada 8 mai-21 iunie, după care majoritatea elevilor intră în vacanța de vară în data de 22 iunie. Excepție de la această regulă fac elevii care sunt în momentul de față în clasele terminale. Astfel, elevii care sunt în clasa a 12-a termină cursurile în data de 7 iunie, iar elevii care sunt în clasa a 8-a termină cursurile în data de 14 iunie. Vacanțele în Bulgaria vor fi mai scumpe anul acesta cu 10 sau chiar 15%, anunță președintele Asociației Locale a Turoperatorilor. Informația vine cu puțin timp înainte de începerea sezonului turistic din luna mai. Bulgaria rămâne locul favorit pentru turiștii români care pleacă din țară în timpul Paștelui. Chiar dacă hotelurile fac pregătiri, turiștii pot găsi și locuri unde unitățile de cazare și restaurantele sunt închise. Pe lângă turismul la Marea Neagră, Bulgaria face eforturi pentru extinderea turismului cultural, atrăgând vizitatori din Germania, Marea Britanie și Spania. Un șofer de 25 de ani a fost împușcat de polițiști în timp ce era urmărit în trafic. Agenții au făcut conducătorului auto un semn de oprire în municipiul Dorohoi. Acesta s-a conformat inițial, însă când a văzut că polițiștii se apropie de mașină, a demarat în trombă. Pe parcursul celor 5 km de urmărire, ca în filme, agenții au tras 61 de focuri de armă, atât de avertisment, cât și spre mașină, spun surse Euronews. Tânărul a fost împușcat în spate, în zona omoplatului și a rinichilor. În mașina lui a fost găsită marfă de contrabandă, respectiv butelii cu freon. S-a pornit în urmărirea sa cu autospeciala de poliție având semnalele luminoase și acustice în funcțiune, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea. Motiv pentru care au fost executate mai multe focuri, atât de avertisment în plan vertical, cât și înspre caroseria și pneurile autoturismului. S-a reușit prinderea sa după aproximativ 5 km de urmărire, iar în urma folosirii armamentului din dotare, tânărul de 25 de ani care se afla la volanul autovehiculului a fost rănit. În interiorul autovehiculului au fost identificate 93 de butelii cu agent refrigerant de proveniență ucraina, fără documente, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată și vătămare corporală din culp. Salvamont România face un apel public și roagă oamenii să anunțe dacă văd un bărbat de 37 de ani. El a fost dat dispărut de prieteni, cărora tânărul le-a spus în urmă cu o săptămână că pleacă pe munte. Salvamontiștii din Argeș, Vâlcea și Brașov au fost alertați sâmbătă și au pornit căutările imediat. Ei au survolat zona montană cu un elicopter, iar la Zărnești au găsit trupul unui alt bărbat. Este vorba despre un american căzut de la aproximativ 400 de metri într-o zonă deosebit de accidentată. Prietenii tânărului din Olt, dat dispărut, au comunicat salvamontiștilor că bărbatul și-a vândut echipamentul de munte, iar astfel nu ar avea sac de dormit sau cort. Președintele Salvamont România crede că sunt șanse foarte mici ca el să fie găsit în viață pe munte dacă a dispărut în urmă cu o săptămână. Însă el speră ca bărbatul să fie într-o altă zonă și să trăiască. Începând de astăzi, în mai multe județe, facem câteva ture de căutare în speranța că vom reuși să găsim urma persoanei care ne-a fost dată dispărută din aceste 6 zile. O să sperăm că vom avea un rezultat mai bun, că vom găsi persoana în viață, dar totuși după atâtea zile și după evoluția vremii din ultimele zile, credem noi că șansele sunt foarte mici. Poate totuși această persoană n-a plecat către munte și se află totuși într-o altă locație unde poate să trăiască. Ne confruntăm frecvent cu situații de acest gen, cu persoane care se rătăcesc pe munte, cu persoane care sunt anunțate de familie și de aparținători, cu persoane care au probleme
vreme și merg pe munte încercând acolo să li se pierdă urma, persoane care au tendințe de suicid, de sunt sau au dorință de suicid și ne confruntăm cu aceste probleme și din păcate trebuie să facem față la toate aceste situații care impun o resursă umană foarte mare, foarte mulți oameni la căutări, efort fizic și consum de material și financiar deosebit de mare. Angajații ai căilor ferate prinși băuți la serviciu. Polițiștii de la transporturi împreună cu reprezentanții Autorității de Siguranță Feroviară Română au făcut peste 300 de controle în primele 3 luni ale anului. Astfel au testat cu etilotestul 900 de persoane care se ocupă de siguranța circulației de pe calea ferată, dar și 100 de mecanici de locomotivă. Unii dintre aceștia au fost prinși băuți la muncă, spre exemplu, un împiegat de mișcare de la Timișoara avea o alcoolemie de 1,02, iar un paznic din capitală avea o alcoolemie de 1,39. Atât ei, cât și alții s-au ales cu dosare penale sau cu amenzi pentru... Compania Gabriel Resources a deschis mai multe procese împotriva autorităților române prin care contestă sechestrul pus pe acțiunile companiei Roșia Montană Gold Corporation, al cărei acționar majoritar este. Au fost înregistrate procese împotriva Registrului Comerțului Alba, Direcției Finanțelor Publice Brașov, Administrației Finanțelor Publice Alba. Și Roșia Montană Gold Corporation a dat în judecată mai multe instituții. La sfârșitul lunii martie, ANAF a solicitat instituirea sechestrului asigurător pe 80% din acțiunile companiei Roșia Montană Gold Corporation, care sunt deținute de Gabriel Resources. Prin această acțiune, autoritățile române vor să recupereze datoria de circa 10 milioane de dolari, care reprezintă daune în urma procesului câștigat la Washington. Acțiunile deținute de Gabriel Resources nu pot fi vândute sau transferate. Restul acțiunilor sunt deținute de statul român. Luni seara la Madrid are loc gala Laureus, unde vor fi desemnați laureații anului în sport. O echipă Euronews se află în capitala Spaniei și ne va transmite mâine cine va fi desemnat câștigător. Dar până atunci, jurnalistul Euronews, Andrei Nourescu, ne spune cum decurg pregătirile pentru importantul eveniment. Doar o zi ne mai desparte de ediția 2024 a galei Laureus World Sports Awards, așa numită gală a premiilor Oscar în sport. Luni seara la Madrid, lumea sportului își va desemna laureații. Vor fi nume importante din sportul mondial, legende ale sportului și mari campioni precum Messi, Haaland, pilotul de Formula 1 Verstappen, Novak Djokovic, Rafael Nadal și așa mai departe. Printre toți aceștia și doi români, Nadia Comăneci și Ion Țiriac, vor fi prezenți la eveniment. Un eveniment care acum este în plină pregătire. Vedeți în spatele meu, încă se lucrează la instalarea covorului roșu. Este ca un furnicar aici. Se lucrează, se pun la punct ultimele detalii pentru gala care va avea loc luni seara. Măsurile de securitate sunt foarte sporite. Centrul orașului este aproape blocat, iar luni seara va fi o mare sărbătoare aici, în capitala Spaniei. Din Madrid, pentru Euronews România, Andrei Nourescu și Adrian Goloiu. România vrea ca Uniunea Europeană să reevalueze statutul de specie protejată a ursului brun și asta pentru a putea să scape de mai multe exemplare. Însă Comisia Europeană, într-un răspuns exclusiv pentru Euronews România, spune clar că este responsabilitatea statului membru să managerieze specia de urs și că măsurile de protecție a speciei funcționează. Maia Bondici și Răzvan Nicolescu au filmat în Harghita, în condițiile cele mai apropiate de habitatul urșilor bruni. Să vedem reportajul. În martie, ministrul mediului din România a cerut Comisiei Europene să reevalueze statutul de strictă protecție a ursului brun. Asta pentru a evita orice posibilă procedură de infringement, spune el. La baza deciziei stau conflictele între om și urs. Datele oficiale ne arată că în ultimii 20 de ani, 26 de oameni au fost omorâți de urși, 274 de persoane au fost desfigurate și peste 20 de milioane de lei au fost plătite de stat pentru pagube.
Deși ridicarea statutului de protecție ar însemna liber la vânătoare, ministrul spune că nu e de acord cu vânătoarea de trofee. Am spus-o și o repet, nu voi fi de acord cu vânătoarea de trofee în România pentru specia de urs brun. Eu nu cred că trebuie să vină vreun vânător dintr-o țară străină să împuște exemplarele valoroase din pădurile României. Fostul ministru al mediului, Tanțoș Barna, ține să-l contrazică și îi spune că nu trebuie să se ducă până la Bruxelles pentru a scăpa de urși. Îl invită în Parlament să voteze pentru cota de vânătoare, care ar avea același efect cu ridicarea statutului de specie protejată. Nu există vânătoare de trofeu. Vânătoare este vânătoare și rezultatul activității este un trofeu. Chiar dacă o spune domnul Fechet, prietenul meu, și se pronunță împotriva vânătorii de trofeu, este o exprimare total greșită. Mesajul în sine este unul pozitiv și apreciez inițiativa domnului ministru Fechet. În același timp, dânsul poate să facă un lucru mult mai simplu. Poate veni în Parlament să ceară introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a celui proiect de lege. Într-un răspuns exclusiv pentru Euronews România, Comisia Europeană spune că responsabilitatea urșilor stă în mâinile statelor membre și că măsurile de prevenție sunt o prioritate. Este datoria statelor membre să monitorizeze responsabil habitatele și speciile protejate, să evalueze statutul de conservare și să raporteze constant rezultatele Comisiei Europene. Însă în România monitorizarea urșilor nu se face peste tot. István este biolog și lucrează în Băile Tușnad, o zonă renumită pentru întâlnirile oamenilor cu ursul. Spune că soluția nu e vânătoarea. În România avem o cotă de prevenție de 140 de exemplare. Însă experții spun că de multe ori se omoară orice urs fără să se investigheze dacă este într-adevăr unul problemă sau nu. Faptul că eliminăm sute de exemplare dintr-o populație fără a studia un pic care sunt acele exemplare, ce rol au acele exemplare, au deja intrat în comunități, au arătat niște semne că vor crea pagube sau au creat deja pagube, dacă nu facem asta, nu prea reușim. În ultimii 20 de ani, în zonă, tomberoanele au fost schimbate și îngrădite. Pomii fructifere au fost îndepărtați, iar majoritatea localnicilor au acum garduri electrice în jurul caselor. Rezultatele se văd concret în cifre. Dacă în 2021 au fost peste 250 de alerte care avertizau oamenii că un urs se află în preajma lor, în 2023 au fost doar 8, iar anul acesta, până în prezent, nu a fost nicio alertă. Dar aici, precum în multe alte locuri din țară, urși din pădure sunt hrăniți cu bomboane, cozonaci și jeleuri expirate. Un lucru nepermis. Dar vânătorii se plâng că nu sunt fonduri. Pe vremuri aveam și când era 2 sau 3 de împușcat, care cu străini, cu scoatere din țară, deci pielea, trofeu putea scoate, era undeva în jur de 5.000 de euro. Deci 5 și ajungea și 6-7.000 de euro, depinde de mărime sau de... cu cine, cum ai făcut înțelegerea. Și atunci aceea puțin din asta, da, puteai să cumperi porumb și puteai dai mâncare mai multe, să zicem așa. Sunt prea mulți, asta ni se spune, însă nu știm exact câți. 5.000, 6.400, 7.500 sau chiar și 8.000. Toate aceste cifre au fost susținute de Ministerul Mediului la un moment dat. Dacă autoritățile spun că recensământul urșilor bazat pe ADN va fi gata în această primăvară, oamenii care lucrează la el spun că au nevoie de mai mult timp. Sperăm să ajungem la niște rezultate, pentru că, na, ca la absolut orice proiect, știți, au existat tot felul de, și există tot felul de probleme de mersul finanțării. Noi sperăm că până la sfârșitul acestui an să ajungem la niște rezultate privind aceste efective de urs. Prin directiva pentru habitate, ursul brun este o specie strict protejată. Dacă alte țări europene au omorât și ultimele exemplare, în Munții Carpați se află aproximativ 40% din populația de urs brun. În iulie 2025, statele Uniunii Europene trebuie să trimită un raport Comisiei despre statutul speciei. Urmăriți întreaga poveste în această vineri de la ora 19:30 la Euronews Special.
Sunt lucrări pe multe din rutele feroviare din țară, lucru bun de altfel. Mai puțin bun e modul în care s-a organizat CFR în zone în care trenurile au fost scoase din circulație, tocmai pentru aceste lucrări. Un exemplu e traseul Cluj-Napoca-Oradea, unde linia ferată e prinsă într-un proiect de reabilitare, astfel că pe o bună bucată de drum călătorii sunt preluați de autobuze. Doar că trenurile și autobuzele nu reușesc mereu să se sincronizeze, astfel că oamenii pierd timp încercând să ajungă dintr-un loc în altul. Vedeți acum un fragment din următorul episod al campaniei Euronews România pierde trenul. Materialul integral luni de la ora 18. Este absolut incredibil, oamenii au venit de la Oradea spre Cluj, au coborât aici în Aghireș pe ideea că vor prinde trenul spre Cluj. Doar că trenul a plecat, așa că oamenii s-au întors în autobuz. Tronsonul de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea a intrat în reabilitare la finalul anului trecut. De atunci, pe o bună bucată de drum, oamenii sunt transportați cu autobuze. Asta înseamnă haos, aglomerație și pierdere de timp, iar lucrările înaintează de parcă ar fi în vacanță. În ritmul mersului acestui cal, al acestei căruțe, merge și lucrarea aceasta amplă anunțată din capitală de schimbarea șinelor de aici pe sectorul Cluj-Napoca și Oradea. Cam în același ritm merg și călătorii. În momentul în care se urcă în tren, știu că vor coborî la un moment dat, vor lua un autobuz. Dar între datele pe care le au în momentul în care se urcă în mijlocul de transport pe una din cele două direcții și realitate, este o diferență cruntă. Cum văd oficialii de la București situația din teren, dar și când vor fi gata lucrările finanțate din bani europeni, vedeți în următorul episod din campania Euronews România pierde trenul. O paradă inedită a cămilelor a avut loc în fața castelului Vincennes din centrul Franței, însă nu toți au fost impresionați. Cine a protestat, vă spun în câteva minute. Două persoane au fost ucise, iar 6 au fost rănite ieri la o petrecere publică neautorizată într-un parc din orașul Memphis, din Statele Unite. Împușcăturile au avut loc la o petrecere de cartier, despre care șeful poliției locale a spus că a inclus aproximativ 200 până la 300 de participanți, dar nu pare să fie avut aprobare din partea autorităților. Deocamdată nimeni nu a fost arestat. Două elicoptere ale marinei japoneze care transportau 8 membri ai echipajului s-au prăbușit în Oceanul Pacific, la sud de Tokyo. Aparatele de zbor s-ar fi ciocnit în timpul unui zbor de antrenament pe timp de noapte, anunță ministrul nipon al apărării. Un membru al echipajului care a fost recuperat din ape a fost ulterior declarat mort, în timp ce salvatorii căutau alți 7 care erau încă dispăruți. Salvatorii au recuperat așa numitele cutii negre. Ministrul apărării a anunțat că suspendă deocamdată zborurile de antrenament pentru toate elicopterele similare cu cele care s-au prăbușit. Eforturile de căutare și salvare au fost extinse. 12 nave de război și 7 avioane au fost trimise la locul incidentului. Papa Francisc își reînnoiește apelul pentru pace în Orientul Mijlociu și Ucraina. Suveranul pontif a precizat că se roagă zilnic pentru aceasta și a cerut tuturor părților să nu se lase purtate de logica războiului. Continuo a seguire con preoccupazione e dolore anche la situazione in Medio Oriente. Rinnovo l'appello a non cedere alla logica della rivendicazione della guerra, prevalgano invece le vie del dialogo, della diplomazia, che può fare tanto. Prego ogni giorno per la pace in Palestina, in Israele, e spero che quei due popoli possano presto smettere di soffrire. E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la martoriata Ucraina, che soffre tanto per la guerra.
Sârbii din nordul Kosovo organizează astăzi un referendum privind revocarea primarilor albanezi aleși acum un an. Mai multe orașe din regiune majoritar sârbe au primari aleși cu o participare de doar 3% la urne. Primarii contestați prin referendumul de duminică au fost aleși în aprilie 2023, în timpul alegerilor municipale boicotate de sârbii kosovari, care apoi au ieșit în stradă pentru a-i împiedica pe noi edili să-și exercite funcțiile. Mai multe zeci de soldați NATO au fost răniți în acele manifestații, unii chiar grav. În iarna trecută, cel mai mare partid sârb din Kosovo, Lista Sârbă, a reușit să adune suficiente semnături în 4 orașe, toate în nordul Kosovo, pentru a chema la un referendum privind revocarea primarilor. În cazul în care votul va fi majoritar pentru demitere, președinta Kosovo va convoca noi alegeri. Interesant este faptul că, deși victoria părea asigurată acum câteva săptămâni, situația s-a schimbat brusc și cu 15 zile înainte de referendum, responsabilii sârbi au cerut cetățenilor să boicoteze votul. Relațiile dintre Priștina și minoritatea sârbă din nordul Kosovo, susținută și finanțată parțial de Belgrad, sunt tensionate de la independența proclamată în 2008. În septembrie, moartea unui polițist kosovar și descoperirea unui comando puternic înarmat format din sârbi au provocat din nou temeri de o escaladare violentă, iar recenta interdicție a dinarilor din Serbia, moneda folosită în nordul Kosovo, a tensionat și mai mult situația. Electoratul din Polonia votează astăzi pentru a alege primari în sute de localități în care niciun candidat nu a câștigat categoric în primul tur acum 2 săptămâni. Primarii vor fi aleși în peste 700 de orașe și comune. Alegerile locale și regionale sunt văzute ca un test pentru guvernul pro-european al premierului Donald Tusk, la 4 luni după ce a preluat puterea la nivel național. Partidul premierului s-a descurcat bine în orașe mari, inclusiv Varșovia, unde candidatul partidului a câștigat cu ușurință realegerea ca primar. În urmă cu 2 săptămâni, partidul de opoziție Lege și Justiție a câștigat mai multe voturi în alegerile pentru cele 16 adunări regionale ale Poloniei, menținându-și dominația în zonele rurale conservatoare din estul țării. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, merge săptămâna viitoare la Beijing și Shanghai. Este o nouă încercare de a atenua tensiunile și de a stabiliza relațiile dintre Statele Unite și China. Departamentul de stat anunță că discuțiile, care vor avea loc de miercuri până vineri, vizează întărirea canalelor de comunicare și reducerea riscului de calcul greșit și conflict. Un reprezentant al diplomației americane spune că Antony Blinken va prezenta în mod clar și sincer preocupările privind probleme mergând de la drepturile omului, practici economice și comerciale neloiale, până la consecințele economice globale ale supracapacității industriale a Chinei. De asemenea, Statele Unite vor ca Beijingul să afle despre preocupările profunde legate de sprijinul Chinei pentru baza industrială de apărare a Rusiei. Președinții Joe Biden și Xi Jinping s-au întâlnit în noiembrie anul trecut în California, după un an de absență a comunicării. Întrevederea a fost urmată de discuții între membrii ai celor două guverne la cel mai înalt nivel. Secretarul de stat al Trezoreriei Americane a fost luna aceasta în China, pentru discuții cu reprezentanți ai unor companii și cu oficiali guvernamentali. Departamentul de stat de la Washington apreciază că Statele Unite și China se află într-o situație mult diferită față de acum un an, când relațiile bilaterale atinseseră un nivel minim. Vame și Bulgaria anunță că au făcut o captură record de droguri. Este vorba de 400 de kilograme de heroină pe care le-au confiscat la granița cu Turcia. Stupefiantele erau ascunse într-un camion în 159 de saltele de dormit. În documentele prezentate de șofer, acestea figurau ca fiind fabricate în Iran și trebuiau să ajungă în Uniunea Europeană. Potrivit autorităților din Bulgaria, valoarea de piață a drogurilor este mai mare de 8 milioane de euro.
O paradă inedită a cămilelor a avut loc în fața castelului Vincennes din centrul Franței. Organizația Națiunilor Unite a desemnat 2024 de drept anul internațional al cămilelor, specia din care fac parte cămilele, alpaca, lamele și dromaderii. Parada trebuia să aibă loc în fața clădirii UNESCO din Paris, însă organizațiile pentru protecția drepturilor animalelor s-au opus. Așa că evenimentul a fost mutat la fosta reședință regală, spre încântarea turiștilor care au putut vedea de aproape animalele exotice. Parcurs perfect pentru David Popovici la campionatul național de natație de la Otopeni. Sportivul în vârstă de 19 ani a câștigat medalia de aur la toate cele patru probe la care a concurat. În plus, el a obținut calificarea la campionatul european din luna iunie de la Belgrad, ultimul test înainte de participarea la Jocurile Olimpice. După medaliile de aur câștigate în probele de 50, 200 și 400 de metri liber, David Popovici a obținut titlul național și în proba de 100 de metri liber. El s-a impus, așa cum era de așteptat, și în finala probei de 100 de metri liber, probă în care a deținut și recordul mondial din vara lui 2022 până în februarie acest an, când recordul lui a fost doborât de către chinezul Pan Zhanle. Cu un timp de 47 de secunde și 86 de sutimi, sportivul de 19 ani a obținut și calificarea la campionatul european de la Belgrad, programat în luna iunie. Nu mi-am propus niciun timp, însă sunt foarte bucuros că da, am coborât sub 48 de secunde. Bine, era normal ca odată ce mă apropii de vară și se modifică puțin antrenamentele să devin din ce în ce mai rapid. Mă bucur că am reușit chiar de acum din aprilie, dar obiectivul principal a fost să mă calific pentru europene, ceea ce am și făcut. David Popovici va participa la competiția de la Belgrad din postura de campion european la 100 și 200 de metri liber, titluri obținute în vara lui 2022. Va fi ultimul test înainte de participarea la competiția supremă Jocurile Olimpice de la Paris. Eu cred că un aur olimpic nu m-ar face mai fericit. Adică îmi place să visez la un aur olimpic, îmi place să mă gândesc la asta, dar nu trebuie să o duc atât de departe încât să cred că îmi va garanta fericirea sau îmi va rezolva toate problemele mele. Clasat pe locul 2 în finala de 100 de metri liber, Patrick Dinu s-a calificat la rândul lui la campionatul european. Alergic la clor, el ia zilnic pastile înainte de a intra în apă. Nu este nimic special atât timp cât o țin sub control cu niște antialergice și picături de nas. Antialergice 2, unul dimineața, unul seara. Cu David Popovici și Vlad Stancu calificați până acum la Jocurile Olimpice, conducerea Federației de Natație speră să mai adauge cel puțin un sportiv pentru competiția de la Paris. Cu siguranță că ne dorim să avem un număr cât mai mare de sportivi calificați. Noi ne dorim să adăugăm, să mărim acest număr de 2 sportivi calificați, să-l mărim chiar de la acest campionat național. Campionatul național de înot în bazin de 50 de metri de la Otopeni se încheie duminică. Atleta Bianca Gelber a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de aruncare a ciocanului. Sportiva a reușit să îndeplinească baremul necesar pentru calificare la Nairobi, în Kenya, acolo unde a aruncat cu 6 cm peste baremul impus de Federația Internațională. Pentru Bianca Gelber va fi a patra participare la Jocurile Olimpice după edițiile din 2008, 2012 și 2020. Delegația României a ajuns astfel la 79 de sportivi calificați pentru competiția de la Paris, însă numărul acestora va crește în următoarea perioadă. Jucătoarea de tenis Garbiñe Muguruza și-a anunțat retragerea din activitatea profesionistă. Fostă câștigătoare la Roland Garros și Wimbledon, Iberica a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă. În vârstă de 30 de ani, Muguruza nu a mai jucat în circuitul profesionist de peste 15 luni. În cariera ei, Iberica a obținut 10 titluri WTA și a fost lider al clasamentului mondial în septembrie 2017. Sí, bueno, claro, sí, son muchos años, 25 años desde que empecé a jugar a tenis, en los que te digo, si me hubiesen dicho que hubiese conseguido tanto, lo hubiese firmado, ¿no? Conseguir tantos triunfos, ser número uno, Grand Slams, o sea, increíble. Sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir este nuevo capítulo de mi vida, como se suelen decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida.